Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la știrile serii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza și pentru început vă propun să vedem cele mai importante știri ale zilei pe scurt. Explozie de infectări cu SARS-CoV-2 astăzi în județul Constanța. 308 noi cazuri au fost înregistrate doar în ultimele 24 de ore. Da, e înțepător un pic așa. Mi se apropie așa ceva de amoniac, parcă. Miros greu de suportat la valului Traian de câteva zile, localnicii se plâng de un miros pestilențial de fecale și au sunat la 112 pentru a cere ajutor autorităților. Terenurile de sport din Constanța vor fi refăcute. Administrația locală caută firme care să înceapă lucrările și să pună la punct locurile destinate petrecerii timpului liber. Explozie de infectări cu SARS-CoV-2 astăzi în județul Constanța. 308 noi cazuri au fost înregistrate doar în ultimele 24 de ore. Astfel, incidența în municipiul Constanța ajunge la 2,27 la 1000 de locuitori. La nivelul județului există 48 de paturi la secțiile de terapie intensivă, iar în momentul de față sunt ocupate 29 de paturi, conform ultimei raportări. Miros greu de suportat în valului Traian de câteva zile. Localnicii se plâng de un miros pestilențial, de fecale, și au sunat la 112 pentru a cere ajutor autorităților. La fața locului s-au deplasat comisarii Gărzii de Mediu și salvatorii de la ISU Dobrogea. Deci primele postări au fost sâmbătă seara. E o doamnă care a întrebat de unde vine mirosul de afară și unde poate să facă o sesizare. Și au început să-i răspundă oamenii. Este groaznic, nu putem respira în casă, spune cineva. Altcineva spune, în zona complex, strada Viitorului, aceeași problemă și în cartierul Crețoiu, pe strada Iorga, până și cățelul se plânge, spune cineva. Localnicii din valul lui Traian se plâng de un miros greu de suportat de câteva zile și au făcut reclamații. Prima dată l-am simțit sâmbătă seara. A fost o zi frumoasă și atunci toată lumea sta cu geamurile deschise. Undeva după ora 22 a început să se simtă. Am crezut că e, nu știu, ceva de la canalizare, ceva, nu știu, trecător și atunci am lăsat, evident, geamurile deschise, dar mirosul era din ce în ce mai puternic. Da, am observat și eu că e un miros deosebit așa când am venit cea seară, dar nu am înțeles, poate vine de undeva, poate... Da, e înțepător un pic așa. Mi se apropie așa ceva de amoniac, parcă. La fața locului s-au deplasat comisarii de la Garda de Mediu și salvatorii de la ISU Dobrogea. ISU Constanța a fost sesizat în apel unic de urgență 112 asupra faptului că în zona localității Valului Traian, precum și în zona cartierului Bretianu din Constanța, persistă un miros suspect. Din primele momente a fost alertat echipajul CBRN, acesta deplasându-se în zonele indicate pentru a efectua măsurători de specialitate. Totodată a fost anunțată și Garda Națională de Mediu. În urma efectuării măsurătorilor nu s-au identificat factori toxici care ar putea pune în pericol viața sau mediul înconjurător. S-au efectuat verificări de către echipele noastre de comisari. O posibilă sursă ar fi împrăștierea de gunoi de graj pe terenul agricol din localitatea Valului Traian. Poate avea un impact negativ asupra locuitorilor din zonă. În acest moment, în România, se fac prin rețeaua națională de monitorizare pulberi, covuri și nu alte determinări care pentru mirosuri. Exact în perioada asta se aplică gunoiul de graj, urmând ca fermierii din zona respectivă să execute lucrarea de arat, o lucrare a solului și în momentul respectiv se va diminua, dar din ce cred personal, nu cred că e de la gunoiul de graj de mirosul respectiv. El stă într-o platformă un an sau doi și efectiv în perioada respectivă fermentează și nu mai are cum să miroase gunoiul de graj. Fertilizarea cu gunoi de graj e cea mai naturală metodă de a fertiliza terenul pentru un produs bun. Pentru un produs eco, exact ce cere Uniunea Europeană astăzi, că 25% din suprafața agricolă a României se va fertiliza exact cu gunoi de graj în anii următori. Recomandarea e că locuitorii din zona respectivă trebuie să obișnuiască, chiar dacă sunt cumva un disconfort, e o perioadă foarte scurtă. Agenția de Mediu a început să monitorizeze situația cu ajutorul unor senzori și va vedea dacă aceștia au înregistrat ceva. Terenurile de sport din Constanța vor fi refăcute.
Administrația locală caută firme care să înceapă lucrările și să pună la punct locurile destinate petrecerii timpului liber. Vor fi reabilitate terenurile din mai multe zone, printre care Poarta 6, Badea Cârțan și Abator. Valoarea estimată a contractului este de peste 320.000 de lei, iar acesta va fi atribuit pe baza prețului cel mai scăzut. Primăria Constanța vrea să reabiliteze terenurile de sport vandalizate sau care au ajuns într-o stare avansată de degradare. Terenurile de sport din Constanța vor fi reparate. Vor fi înlocuite plasele din porțile de handbal și fotbal, de asemenea schimbate panourile de basket, dar și fileurile de volei. Vor fi readuse la viață terenurile de sport din 7 zone ale orașului, iar valoarea contractului este de peste 320.000 de lei. Acesta va fi atribuit pe baza prețului cel mai scăzut. Ofertele se primesc până pe 27 septembrie. Îndemnăm pe toți furnizorii de astfel de servicii să participe la această licitație, astfel încât în cât mai scurt timp să avem terenurile de sport la standarde de calitate și siguranță firești, normal. Constanțenii spun că reabilitarea terenurilor de sport este vitală, dar cred că vor fi din nou vandalizate și distruse. Plasa e acolo, le trebuie la copii, s-o portiți ca acolo dacă era bună, să nu mai intre niște mici. Să fie repate, dar să fie treținute. Fiindcă paza care este aici, uitați-vă dumneavoastră, dacă vedeți. Nimic. Vedeți, toate gardurile, uite. Toate gardurile rupe, plac. Cine le strică? Cine joacă fotbal. Durata lucrărilor este de maximum un an, iar perioada de garanție va fi de minimum 6 luni de la data încheierii proceselor verbale de recepție. Incendiu puternic azi noapte în județul Constanța. Flăcările au distrus o brutărie din comuna Mircea Vodă, care a ars în proporție de 80%. Clădirea s-a aprins cel mai probabil de la un trăsnet. Norocul a făcut ca în momentul în care s-a aprins clădirea să nu fie niciun angajat la serviciu, astfel că nu au existat victime. Flăcările înalte de câteva zeci de metri au ridicat tot satul în picioare miez de noapte. Speriați, oamenii au ieșit din case și au dat fuga să ajute la stingerea incendiului. Din nefericire, flăcările erau deja de necontrolat și cuprinseseră întreaga hală de producție a brutăriei. Au sunat la 112, iar ISU Dobrogea a trimis mai multe echipaje de urgență. La fața locului acționează 7 autospeciale de stingere, 2 autoscări, o descarcerare, un smurt B cu un total de 45 de pompieri. Echipajele de intervenție de la fața locului au reușit limitarea incendiului, nefiind vreun pericol de extindere la locuințele din apropiere. Din nefericire, nici intervenția pompierilor nu a reușit să salveze clădirea care s-a făcut scrum. În mai puțin de o oră, brutăria a ars din temelii, lăsând mai mulți localnici din comuna Mircea Vodă fără loc de muncă. Băi, a ars tot aici, băi. Oh my God, ce aici. Cel mai probabil, spun pompierii, focul ar fi pornit de la un trăsnet care a aprins magazia fabricii. Inspirată de la alte mari orașe din țară, Primăria Constanța a elaborat recent o hartă interactivă în care vor putea fi vizionate distinct toate parcările din oraș. Harta ajută utilizatorii să înțeleagă mai bine cum au fost împărțite zonele de parcare din oraș și stațiunea Mamaia și ce tarife trebuie să achite în funcție de locul în care își lasă mașina. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor din orașul Constanța și de a ajuta să înțeleagă mai bine cum sunt împărțite zonele de parcare din Constanța, primăria a pus la punct o hartă interactivă online. Conform hărții, zonele 0 și 1 de parcare au fost marcate cu portocaliu și albastru. Zona 0 se întinde pe 20.000 de metri pătrați în Constanța și Mamaia, iar zona 1 pe aproximativ 6.000 de metri pătrați. În Constanța, 95% din spațiile de parcare au fost amenajate însă în zona 2 a orașului. Abonamentul de 99 de lei aferent zonei 2 permite constanțenilor parcarea fără loc rezervat și fără plata vreunei taxe atât la domiciliu cât și în orice altă parcare publică nerezervată din zona 2. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și de a înțelege care este zonificarea în nou regulament al parcărilor, am realizat o hartă în care am marcat cu portocaliu zona 0 de parcare, cu albastru zona 1, iar restul arterelor nemarcate fac parte din zona 2. 95% din arterele aflate în municipiul Constanța se află în zona 2, care poate fi utilizată ca parcare cu plata unui abonament anual de 199 de lei pe an.
Primăria Constanța a elaborat o hartă interactivă în care vor putea fi vizionate distinct toate parcările din oraș. Pentru zonele 0 și 1, harta poate fi accesată de pe site-ul Primăriei Constanța. Am văzut-o și pe internet, dar... Vă este de ajutor? Nu pot să spun nici că mi-e de ajutor, nici că nu mi-e de ajutor. Eu parchez unde am nevoie și când am nevoie. Am fost la Brașov acum 2 săptămâni, de-abia am găsit loc de parcare într-o zonă unde am plătit 6 lei pe oră. Adică este ok? Nu, că să fie ok, nu e ok nimic. Totul e cu bani. Harta spațiilor de parcare pentru zonele 0 și 1 poate fi accesată de pe site-ul Primăriei Constanța, secțiunea Parcări, zonele 0 și 1. Și cu hartă și fără hartă, subiectul parcărilor din Constanța rămâne în continuare unul care dă mari bătăi de cap constanțenilor. Aceștia se plâng de lipsa locurilor de parcare, mai ales după desființarea acestora de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, dar și de modul greoi în care funcționează aplicația cu ajutorul căreia ar trebui plătită parcarea în oraș și în stațiunea Mamaia. Peste 500 de elevi constanțeni vor să se vaccineze împotriva COVID-19. Informația vine de la Direcția de Sănătate Publică, care colaborează în această perioadă cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru a ține o evidență centralizată a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar constanțean, care și-au exprimat dorința de a fi vaccinați cu acordul părinților. Până acum, 539 de elevi din 173 de instituții școlare din județul Constanța și-au exprimat dorința în acest sens. Cele mai multe solicitări au venit de la Liceul Ovidius, Liceul Decebal, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații. Vaccinarea acestor elevi, precum și a cadrelor didactice și nedidactice, a personalului auxiliar, se va realiza în cabinetele medicale școlare, în punctele de vaccinare stabilite deja la nivelul județului Constanța sau cu sprijinul unităților mobile. Numărul mare de îmbolnăviri de COVID-19 trimite elevii acasă. 45 de clase din județul Constanța au fost nevoite să treacă în sistem online. De la începutul anului școlar și până acum în județul Constanța au fost confirmate 44 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în rândul elevilor și 8 în rândul profesorilor. Spectacol independent la Casa de Cultură din Constanța și cu Pisica ce ați făcut în regia Liei Bugnar este o comedie cu o distribuție de excepție și multe răsturnări de situație, care surprinde și trece publicul prin toate stările emoționale. O comedie făcută între actori prieteni, cu bucurie pentru teatru, spre bucuria spectatorului, spun criticii. Autoarea și regizoarea spectacolului, Lia Bugnar, este invitată mea în jurnalul Doto TV. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Sper că se aude, sper că se vede că sunt cea mai atehnică ființă din câte există. Vă auzim și vă vedem, este minunat. Genul ăsta de intervenție mă sperie că nu mă pricep. Doamna Bugnar, vă rog frumos să ne spuneți câteva detalii despre spectacolul de mâine. Dacă facem un pact, să-mi ziceți, Lia, că toată treaba asta cu doamna Bugnar mă crispează, mi se pare că e cineva important și... Încep să mă cenzurez, să par importantă. Pentru noi, într-adevăr, sunteți importantă, dar Lia, te rog, spune-ne câte ceva despre spectacolul de mâine. Da, așa cum a zis, e o comedie, deși mă gândeam adineauri în timp ce îmi dădeam cu fond de ten pe față ca să fiu frumoasă în emisiunea dumneavoastră, lucru care nu cred că mi-a ieșit, mă gândeam că nu există comedii, adică și în viață, de câte ori râdem, cineva e supărat, adică întotdeauna într-o comedie e și cineva căruia merge rău și atunci n-aș numi comedie integrală în spectacolul, se râde mult, dar mai are un substrat, asta încerc să zic, nu e râsul ăla de vii și pleci acasă exact cum ai venit, nu, sunt și niște gânduri pe care încercăm acolo să le strecurăm în sufletul spectatorului. Am și o distribuție care știe să facă acest lucru. Am să încep cu doamna Rodica Mandache, pentru că e cea mai mare actriță dintre noi, din toate punctele de vedere. Marius Manole, Medea Marinescu, avem Maria Buză și din generații mai de curând de Angel Damian și joc chiar și eu. O comedie, credeți că publicul spectator are nevoie de o comedie, mai ales că acest an și ultimii 2 ani au fost marcați de pandemie? Da, eu cred că publicul are nevoie să vină la teatru și să se dezlănțuie în râs, dar așa cum spuneam și mai devreme, toată perioada asta de pandemie a provocat
un tsunami de material online în care foarte multă lume se dă peste cap să fie comică. Că sunt actori, că nu sunt, că au legătură cu showbiz-ul, că n-au, toată lumea încearcă din răsputeri să fie comică. De asta, după părerea mea, e important să livrăm acest resort de amuzament într-un fel cu ceva mai multe straturi. Românii au ajuns să râdă la glume foarte proaste, asta e adevărul, și încercarea noastră este să menținem, un nivel de umor isteț, hai să spunem așa, și totuși să nu ne pierdem spectatorii, ăsta e pariul nostru. Pentru dumneavoastră că... E nevoie mare de râs, asta categoric. Pentru dumneavoastră ca actriță, cum este să fiți în mediul online și nu pe scenă, în fața publicului? Să știți că noi am jucat mult teatru online în pandemie. Avem și o platformă care se cheamă Picior de Play, cu Y la final, Picior de Play, ca să vorbim în engleză. Și am jucat teatru online și a fost o senzație interesantă pentru că s-au uitat români din toată lumea, se poate vedea de oriunde în lume. Și a fost foarte interesant ca oameni care nu mai văzuseră teatru de o grămadă de vreme și pentru care reperele actoricești erau Amza Pelea, Dem Brădulescu, Florin Piersic, ce să zic, stâlpii actoriei românești. A fost foarte interesant să vedem reacțiile lor când au descoperit că există actori și astăzi foarte buni, diferiți, evident, că și vremurile sunt diferite, dar care fac treabă bună și iarăși a fost extrem de măgulitor pentru noi să vedem că oamenii ăia revin și ne urmăresc și ne întreabă cum mai aveți spectacole și chiar dacă se va ajunge la un moment dat la normalitate și sările să fie pline, fără restricții, noi vom continua să facem teatru online. Sigur că e un pic frustrant că n-ai omul în față, nu îți dă reacție imediat, nu știi dacă ești pe un drum bun sau rău, pentru că spectatorul îți dă tot timpul temperatura, reacționează, nu reacționează. Ei, e frustrant dintr-un anume punct de vedere, dar când te gândești ce arie imensă acoperi și în țară și în afara ei, ajungem tanda pe manda, ne consolăm într-un fel. Aș vrea să le spuneți telespectatorilor noștri, vă rog, mâine seară la ce oră îi așteptați la teatru? Păi, părerea mea este că îi așteptăm la 8, sper să nu mă înșel, dar i-aș ruga să nu mă ia neapărat pe mine ca sursă de bază, la Casa de Cultură. Așa este. Și eu mă iau după spectacol din seara asta de la Brașov, avem alt spectacol, dar cam cu aceeași grupă, pentru că, așa cum ați spus, suntem prieteni și e extraordinar de plăcut să faci teatru între prieteni, prietenii care se bazează oricum pe admirație, altfel de prietenii. Și ăsta din Brașov e în seara asta la 8, dar cel din Constanța cred că o fi tot la 8, dar este rog, tot la ora 8. Așa este. Rog spectatorii dumneavoastră să reverifice. Sunt praf la ore, la date, la pe mine trebuie să mă sune colegii mereu. Lia Bugnar, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și disponibilitate și mâine la ora 20 ne vedem la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Așa să fie, vă așteptăm, să știți, chiar pe dumneavoastră vă așteptăm. Vă mulțumim frumos! O zi bună! Proiectul care viza majorarea gigacaloriei a fost retras de pe ordinea de zi. Consiliul Local al Municipiului Constanța a fost convocat vineri în ședință extraordinară. În cadrul acesteia, aleșii trebuiau să voteze proiecte importante ce vizau societatea nou înființată, Termoficare SA. De ce a fost retras proiectul și cât ar fi costat o gigacalorie în Municipiul Constanța, ne spune colega mea Roxana Cioacă în această seară la Echidistant. Bună seara, Roxana! Te ascultăm! Bun găsit, Ivet! Bună seara, doamnelor și domnilor! Consilierii locali constanțeni ar fi trebuit să aprobe în ședința extraordinară convocată vineri două proiecte de hotărâre. Unul dintre ele viza creșterea prețului gigacaloriei începând cu data de 1 septembrie la valoarea de 1034,78 de lei. Motivul retragerii proiectului de pe ordinea de zi, invocat de viceprimarul Ionuț Rusu, a fost faptul că președintele Iohannis a promulgat legea consumatorului vulnerabil. Încă se pare că adevăratul motiv pentru care nu s-a votat majorarea prețului pentru gigacalorie este legat doar de faptul că USR Plus și-a anunțat intenția de a nu vota acest proiect. PSD ar fi votat de asemenea împotrivă și nici consilierii PNL cu toții nu ar fi fost de acord.
Primăria ne spune că prețul gigacaloriei crește influențat de costul materiei prime și al pierderilor. Practic, autoritățile locale propun ca populația să plătească 350 de lei pentru o gigacalorie, iar diferența până la 1034 de lei să fie subvenționată de primărie, adică tot din banii cetățenilor. Despre toate acestea vorbim pe larg în emisiunea Echidistant de la ora 20 alături de Liviu Popa, directorul general al Societății de Termoficare. Vă aștept! Vreme mohorâtă și răcoroasă astăzi pe litoral. La noapte în Constanța cerul va fi variabil și minimele coboară până la 13 grade Celsius. Mâine vom avea parte de soare întreaga zi, dar la prânz termometrele vor indica doar 18 grade. La noapte în Cernavodă cerul va fi acoperit, vântul va sufla moderat și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 9 grade. Vreme bună mâine, în schimb, soarele va alterna cu norii și se vor înregistra tot 18 grade Celsius. Cer acoperit la noapte și în Mangalia cu temperaturi de 12 grade în termometre. La Mangalia, mâine, cerul va fi variabil și temperaturile maxime vor atinge la prânz 19 grade. Întâlnim un adversar competitiv. Meciul cu Șepși va fi dificil, a declarat managerul tehnic al FC Farului, Gheorghe Hagi, înainte de meciul cu Șepși și Sfântul Gheorghe, care va avea loc mâine de la ora 18 în 16-mile Cupei României. Da, un meci de cupă cu un adversar competitiv, agresiv în sensul bun al cuvântului, care joacă fotbal, iese la joc. Ne așteaptă un meci dificil, unde ritmul și intensitatea jocului, din punctul meu de vedere, chiar dacă e meci de cupă, va fi la nivel ridicat. Vom încerca să câștigăm meciul, să ne impunem, să dominăm adversarul și să fim noi. Și bineînțeles, dăm nu ca la ultimul meci în fază de atac, iar în atac să fim așa cum am fost la meciul de acasă, ultimul, unde am produs goluri, am produs faze, am atacat spațiu. Ne va aștepta un meci foarte dificil, dar jucăm acasă și trebuie să ne impunem jocul și sperăm să câștigăm și să mergem mai departe în competiție. Dar, cum am spus, Sepsi e o echipă foarte puternică, care joacă foarte agresiv, au venit agresiv și la noi acasă și trebuie să ne așteptăm la acest lucru și să facem tot posibilul să ne impunem. Greu, cu o echipă foarte bună, o echipă care știe să joace fotbal și acasă și în deplasare, o echipă care anul trecut s-a clasat foarte bine în campionat, a jucat și în Europa și pentru asta noi trebuie să ne facem jocul nostru de posesie cât mai bine și să dăm totul pe teren și să câștigăm. Foști internaționali Under 21, prezent jucători ai formației de la Malul Mării, capitanul Ionuț Larie și atacantul Adrian Petre au participat la duelul săptămânii. Cum s-au descurcat, vedeți chiar acum. Ionuț, la câte formații ai evoluat Adi până să ajungă la Faro? UTA, CCSB, Edipă și Păstența, 4. Răspuns corect. Adi, care a fost prima echipă pentru care l-a luat Ionuț la seniori? Seniori? La Faro, nu? Știu că a debutat la Faro. Răspuns greșit. Răspuns corect, Porto Constanța. Porto Constanța, o. Echipă de tradiție. Da. Ionuț, când a debutat Adi în Liga 1? Nu mai fi 2020. Răspuns corect. 22 februarie 2020, meciul FCSB Chindia Târgoviște 1-1. Adi, cine a fost primul antrenor al lui Ionuț? Cătălin Anghel, cred că. Răspuns greșit. Răspuns corect, Constantin Mareș. Cât îmi avea 10 ani, ce-am să fie primul drăguț. Știrile serii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Doto TV, dar și pe Instagram.
Și nu uitați, pentru informații proaspete, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă. Ne revedem mâine la prânz.